Hello YouTube! Bine ați revenit la ultimul episod pe anul 2023 de pe acest canal. Cum se termină anul? Am strâns, cred eu, cele mai funny, amuzante și intense lucruri pe care le-am trăit, cu ghilimele de rigoare, ca să nu fie cringe, pe vlog pe anul acesta și care sunt pe YouTube. Am făcut o compilație din ele pe care am editat-o destul de amator, zic eu, singur. Și am atașat-o mai departe în continuarea acestui intro pentru ca voi să o vedeți. Pe această cale vreau să vă mulțumesc că mă susțineți de... cred că se fac 2 ani de YouTube în curând. Cred că da, 2 ani. S-au făcut deja 2 ani de YouTube. Vă mulțumesc că m-ați adus până aici. Țin să vorbesc și numele lui Mihai și al lui Robert, adică vă mulțumim per total că ne-ați susținut să ajungem... destul de departe, zic eu, adică nu mi se pare o nimica toată. În ciuda faptului că n-am alergat niciodată după view-uri și subscriberi, mi se pare cool că s-a format, iar cu ghilimele, o comunitate și că ne-ați susținut, practic, să facem în continuare ceea ce am făcut, pentru că n-am făcut-o nici neapărat pentru voi, n-am făcut-o nici neapărat pentru bani, am făcut-o pentru că ne place în primul rând. Iar ca să citez un om extrem de înțelept, n-aș fi putut să fiu nimeni dacă nu erați voi. Și cu lucrurile astea, pentru lucrurile astea vreau să vă mulțumesc. Și pentru faptul că ne-a susținut cumpărând coaching, cumpărând pe codul nostru, etc., etc., pentru toate lucrurile astea vă mulțumim, pentru că realmente n-am fi putut să ajungem aici să facem atât de mult sau de puțin, depinde cum vreți să categorisiți lucrurile pe care le-am făcut. Fără să fac foarte multă pălăvrăgeală, vă mulțumesc mult, sper că vă distrați la videoclipul care urmează și sper să ne vedem în 2024 la fel de bine ca în 2023. V-am pupat! Și să mănânc același lucru în fiecare zi, mă cântăresc la aceeași oră, mă trezesc la aceeași oră. Control variabil. Exact, da. Control variabil. Crossover. Și car pro. Și da, n-am nici car pro. Da, el are car pro fake, că nu e din NPC. Dacă vede George Miron acest vlog, aș vrea să știe că ăsta este signature post George Miron. Bine ați revenit la un nou episod de vlog. Astăzi o să fac ultima intervenție. Pleacă dracu. Din stânga trebuie să stea dracu pe loc. Sau cei care vin din dreapta trebuie să stea dracu pe loc. Aia de ce prian spatele atâta în video, mă, să mor eu. Bă, tu dai spatele mare, mă. Ia. Deci aici, dragilor, ca să vă dați seama, eu am 44 de mână. Să filmează aia în 3, să mor eu. Bine pe gambe. Bine pe gambe. Dă-mi să filmez eu. Deci avem aceste extensii, da? Bine pe centura scapulului funeral. Am senzația că ăsta o să fie punctul culminant al vlogului. Gastrita. Gastrita. Gastrita, da. Deci gastrita este un side effect. Care... Zic okay. Samurai că gen scoți sabia de aici, știi? Toam. Bine, am înțeles. E cringe. Așa, în orice caz. Vă rog, să lăsați coment lui Mihai pe Insta cu Cardu Pro, atât. Cardu Pro în comentarii, comentați Cardu Pro acum. Înseamnă că... 1. Nu ți-ai calculat surplusul caloric bine. Surplusul tău caloric sigur nu era surplus caloric. Și avem așa. Nu punem vitabolicul. Avem peanut butter-ul și instant oats-ul. Avem o pungă de chipsuri. Încă o pungă de chipsuri. Mă rog, ăștia-s pe frâți. Încă o pungă de chipsuri. 4 croissante cont. Un croissant mare.
4 gogoși, cred. Da, 4 gogoși. Hai. Hai, cool. Hai. Am șase în picioarele, sunt puțin cam flat, o leacă. Deși am mâncat ieri 500 de carbs. Vedeți acea roșeață de la nivelul gâtului? Acela este infarctul miocardic acut. Cât mai mult, poate cu apropierea bicepsului mai mult, adică măcar psihic sau ai exact, bravo, dar nu le mișcantrele. Vezi că aici e strâmb. Rămâi aici. Așa. Bună! Bună! Lasă, bă, că se văd oricum. Furtunuri. Furtunuri. O pui jos, atâta. Cum o ridici, practic. A, când mă ridic pe aia, așa? Da. Păi ca să mă rog spatele. Da, corect, cinstit. Da. Da, cinstit, întâi scoți aerul și după aia îl tragi pe tot ca să poți să ai capacitate pulmonară full. Da, bravo, bine pe explicat. Nu? Cu o suci, cu de-astea. O să zic de unde știu metoda asta, dar după. Priză de ziua mea și mi-au luat cadou și începe cu de la cel mai bun, de la cel mai slab la cel mai prost. Ca să înțelegeți, are mega hipoglicemie acum, deci transpiră. He's dripping sweats, man. Uitați-vă pe tricou, efectiv, efectiv, nu știu. That silver medal goes here, Class F runner-up, 184 to Doran Mihai. Runner-up competitor 203, Cyprian Petri. And your classic physique. Favorite. Evident că nu sunt natural, eu nu vreau să fiu natural, pentru că natural la 41 de ani, nu mai ești la 20 de ani. Eu nu vreau să fiu natural, vreau să fiu la 20 de ani. Eu am testosteronul ca un tânăr de 20 de ani și mă simt ca... Fucking huge!